seara, dragi telespectatori, ne revedem la emisiunea electorală în această seară cu Anca Bordușanu de la PSD, candidat la Senat și purtătorul de cuvânt al PSD Gorj. De altfel, să vă spun, fosta noastră colegă de presă și cu care comunicăm foarte bine. Mulțumesc frumos, bună seara, mulțumesc pentru invitație și bine a dumneavoastră cu mare drag. Bine ai venit în casa noastră cea nouă. Da, am văzut că v-ați mutat în casă nouă, să vă dea Dumnezeu să aveți multe bucurii și să aveți parte și de clipe frumoase în noua casă și multă, multă baftă. Și te mai așteptăm. Cu mare drag, de câte ori mă invitați, o să fiu prezentă. Dragii mei, Anca este candidat, cum spuneam, pentru Senat. E pentru prima dată, cred, când tu candidezi, sau greșesc? Nu, este pentru prima dată când, într-adevăr, candidez pentru o funcție. Mă simt onorată pentru că ai mei colegi m-au propus să intru pe lista pentru Senat din partea Partidului Social Democrat Gorj, partidul în care eu mă aflu. Așa cum spuneați și dumneavoastră, sunt purtător de cuvânt al organizației județene și am făcut presă vreo 13 ani, am fost colege, cum spunea și dumneavoastră. Da, sunt amintiri frumoase, de atunci cochetam cu politica și am spus de la bun început că după ce o să renunț la presă, nu o să fac altceva decât politică. Și iată că sunt în Partidul Social Democrat. Le mulțumesc colegilor pentru că m-au primit, pentru că m-au sprijinit și mă sprijină în continuare. Am o groază de lucruri de învățat de la colegii mei și este o organizație frumoasă, o organizație plină de tineri. Avem și seniori de la care învățăm în continuu. Este așa o atmosferă de lucru foarte, foarte bună și echipa județeană de campanie, cu toată sinceritatea vă spun, a lucrat exemplar în toată această perioadă de o lună de zile de campanie. Fiecare a știut să-și facă treaba cum a știut mai bine, cum a putut mai bine. Fiecare a dat tot ce a avut mai bun și sperăm din tot sufletul ca rezultatele să fie unele pozitive, iar roadele muncii noastre să fie cele pe care noi le așteptăm, să le culegem pe 11 decembrie seara, atunci când vom afla și scorul pe care Partidul Social Democrat, partidul nostru, îl obține la alegerile locale, parlamentare. Cu siguranță și experiența ta și-a adus contribuția, experiența ta în presă, pentru că comunicarea, cum spuneam de curând, este unul dintre secretele reușitei. Adică să știi să comunici, să știi să organizezi este foarte important și eu am o experiență destul de mare de presă și modul în care comunic cu PSD-ul de când ești tu și în general cu partidele, deci la voi este un mod exemplar de comunicare. Mulțumesc cu frumos. Presa. Mulțumesc frumos de aprecieri. Eu fac parte din echipa județeană de campanie și coordonez departamentul de comunicare, mass media și social media și, într-adevăr, lucrez cu dumneavoastră în fiecare zi și cu ceilalți reprezentanți ai instituțiilor media. Am lucrat până în momentul de față foarte, foarte bine, pentru că am grijă să vă comunic din timp toate informațiile pe care noi vrem să le transmitem și am grijă ca mesajul nostru să ajungă la electorat așa cum trebuie și mai am grijă să fac acest lucru în termen fără să vă încurc, pentru că știu ce înseamnă munca în televiziune. Tot timpul ești contra cronometru și tot timpul trebuie să te încadrezi într-un interval de timp, pentru că dacă emisiunea începe la ora 19, păi la ora 19 trebuie să ai informația și știu ce înseamnă acest lucru și mă bucur încă o dată pentru aprecierile cu care ați venit dumneavoastră. Dați-mi voie să vă mai spun un lucru. Și pe social media am o echipă foarte, foarte bine pusă la punct și foarte închegată și vreau să le mulțumesc colegilor cu care lucrez, pentru că suntem un grup de tineri care am conștientizat că
o campanie pe social media este foarte importantă și am plecat ca exemplu de la alegerile din 2012, când foarte mulți au spus că am fost nepregătiți. Poate că așa a fost, însă de atunci și până acum am avut suficient timp să ne organizăm în așa fel încât campania pe social media, pe Facebook-uri și pe online să fie foarte bine organizată. Acum, tot dumneavoastră, utilizatorii de online, sunteți cei care puteți spune dacă această campanie la alegerile parlamentare și mergând și către alegerile locale care s-au petrecut, care au avut loc în mai-iunie, dacă pe online și pe social media am dus o campanie bună. Eu le mulțumesc încă o dată tuturor colegilor mei din această echipă, pentru că vă spun cinstit, nu pot să coordonez un departament fără să ai o structură foarte bine pusă la punct și fără ca cei care fac parte din această structură să fie dedicați. Și noi avem colegi foarte, foarte dedicați pentru tot ceea ce înseamnă munca de echipă și tot ceea ce înseamnă o campanie pe online. Și le mulțumesc din suflet. E importantă, foarte importantă, într-adevăr, pe lângă campania pe mass media și cea pe social media, pentru că, cum se spune, toată lumea e pe Facebook. Păi dacă toată lumea e pe Facebook, acolo trebuie să vorbim cu ei. Dacă îmi permiteți o glumă, cu toții obișnuiam dimineața când ne trezim să bem o cafea. Acum, înainte de a bea cafeaua, suntem cu toții pe Facebook și trebuie să vedem, suntem curioși să vedem ce s-a mai întâmplat. Ne uităm și la știrile de dimineață, dar credeți-mă, prima dată ne uităm pe Facebook să vedem cine ce a mai postat, cine ce a mai comentat. Corect, eu prima dată deschid calculatorul și apoi televizorul. Iată. Da. Da, într-adevăr. Cum a decurs campania? Care e pulsul? Ce sunt spun oamenii în teren când mergeți sunt acolo? Sunt subiectivă. E normal. Sunt subiectivă, dar vreau să vă spun că oamenii ne-au primit foarte bine. Am parcurs, astăzi este ultima zi pe campania dusă pe mass media, dar penultima pe teren. Și fără lipsă de modestie am reușit să parcurgem undeva la 95-97% din localități. Și când spun parcurs, mă refer la mers în fiecare comună, mers în fiecare sat, stat de vorbă cu fiecare cetățean în parte și explicat programul de campanie, programul economic pe care Partidul Social Democrat îl are pentru următorii 4 ani. Și le-am mai explicat faptul că Victor Ponta se află pe prima poziție la Camera Deputaților, iar Florin Cârciumaru pe prima poziție la Senat. În momentul în care aud de Florin Cârciumaru, și e normal să fie așa, știu, îl reperează, știm, este primarul municipiului Târgu Jiu. Orașul s-a transformat în bine, sunt foarte multe realizări, este un oraș curat, știm, este gospodar, merită să meargă în Parlament. În partea cealaltă, când aud de Victor Ponta, toată lumea știe că a fost premierul țării, primul ministru al României, știe că dacă stăm de vorbă cu pensionarii, știu că pensiile le-au fost mărite în vremea în care Victor Ponta a fost premier. Dacă stăm de vorbă cu mămicile, știu că s-au dublat alocațiile copiilor de la 42 de lei la 84 de lei în perioada în care Victor Ponta a fost premier. Dacă stăm de vorbă cu tinerii, știu că a crescut salariul minim pe economie de la 750 de lei la 1250 în prezent și noi vrem ca până în 2020 să mergem cu salariul minim pe economie la 1750 de lei. Dacă stăm de vorbă cu oamenii de afaceri sau cu micii fermieri, știu că absorbția fondurilor europene a crescut de la 7% în 2012 la 80% în 2015 și toate aceste lucruri nu sunt lipsite de importanță. Mai mult vreau să vă spun că fiecare primar, acolo unde noi avem primari, evident, a mers cu noi și le-a explicat cetățenilor că tot pe vremea guvernării Ponta, când Liviu Dragnea conducea Ministerul Dezvoltării, a fost dată acea ordonanță de urgență, ordonanță guvernamentală, numărul 28, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Fiecare localitate, fie că este condusă de către un primar PSD, fie că este condusă de către un primar liberal,
a beneficiat de proiecte de dezvoltare, de la alimentare cu apă, de la rețea de canalizare sau asfalt pe drumurile sătești și comunale din localitățile respective. Comunitățile locale au reușit să se dezvolte în baza acestei hotărâri dată de către guvernul Ponta. Nu poate nimeni să conteste aceste lucruri pentru că sunt vizibile, pentru că s-au realizat sau sunt în curs de realizare, de finalizare. Și atunci, văzând că oamenii apreciază toate aceste realizări, ne este foarte greu să credem că nu ne vor da votul de încredere. Că nu... Bine, nu vor face asta toți, pentru că există și membrii ale celorlalte partide. Corect. Aici celorlalte partide, familia lor. Da, într-o societate democratică și voturile e normal să se direcționeze și către celelalte formațiuni politice. Însă eu cred că Partidul Social Democrat, cred că noi vom obține un scor pe care ni-l dorim pentru a ne atinge obiectivul pe care îl avem. Obiectivul nostru este de a obține 3 mandate la Camera Deputaților și un mandat la Senat. Și prin prisma realizărilor care s-au făcut la nivel de țară, dar mergând mai jos și realizările care au avut loc la nivelul județului Gorj, suntem optimiști și credem și mai ales am văzut reacția pe care o au oamenii. Sperăm ca această reacție pozitivă pe care o au oamenii, această deschidere pe care cetățenii o au către PSD, să se concretizeze și duminică în cabina de vot. Pentru că trebuie să reamintim telespectatorilor, am auzit că sunt unii care încă nu știu că duminică sunt votările, deci duminică mergem la vot pentru Camera Deputaților și pentru Senat și... Și mai departe, dați-mi voie să vin cu o completare, pentru că este important să le spunem telespectatorilor dumneavoastră. Noi, Partidul Social Democrat, cu însemnul nostru, cei 3 trandafiri, deci noi ne aflăm pe prima poziție pe buletinul de vot. Deci în momentul în care se deschide buletinul de vot, noi suntem prima poziție și la Camera Deputaților și la Senat. Acolo ne regăsiți, sunt cei 3 trandafiri vizibili, însemnul nostru este clar, este pe prima poziție și așteptăm votul de încredere pe buletinul de vot. Și trebuie să știe că acolo nu vor vedea, vor vedea numele... Sigur! Vor vedea și numele candidaților, sigur, nu doar și, partid. Doar da. La Camera Deputaților se află lista colegii lista. Mei și dați-mi voie să o și spun. Pe prima poziție la Camera Deputaților Victor Ponta, așa cum am spus mai devreme. Poziția a doua, Mihai Weber. 3, Alin Văcaru. 4, Elvira Șarapatin. 5, Bebe Ionică, 6, Maria Vațilescu și 7, colegul meu Mihai Gherghe. La Senat, prima poziție Florin Cârciumaru, poziția a doua ocupată de Claudiu Manta, 3, Andrei Maioreanu și 4, subsemnata Anca Bordușanu. Sunt listele pentru Camera Deputaților și pentru Senat. Se află aceste liste pe buletinele de vot. Nu așteptăm decât votul de încredere și sperăm să fie ca o recompensă a realizărilor pe care le-a avut Victor Ponta în timpul celor 3 ani în care a condus guvernul. Mai și, sunt câteva minute și aș vrea... Dați-mi voie să vă spun un lucru, pentru că nu este lipsit de importanță. Victor Ponta a fost prezent în nenumărate rânduri la Târgu Jiu. Chiar astăzi este în Târgu Jiu. Am organizat un comitet executiv județean la care domnia sa a participat. Va fi prezent și în ziua votului aici la Târgu Jiu. Va vota împreună cu domnul președinte, primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Florin Cârciumaru, candidat de asemenea la Senat. Și vreau să vă spun că am avut întâlniri și la Motru. În zona Motru au fost prezenți alegători din zona Motru, dar și din localitățile limitrofe. Și acolo a spus foarte clar și a spus-o cum a spus și în 2012. Dacă vom reveni la guvernare, a dat garanția, repet, garanția că această mare entitate a Gorjului, complexul energetic Oltenia, nu se va închide și mai mult decât atât, nicio carieră din județul Gorj nu se va închide. Și a făcut comparație cu discursul și promisiunea pe care a făcut-o Dacian Cioloș în urmă cu o lună în Valea Jiului. A spus că ultima tonă de cărbune extrasă din Valea Jiului se va extrage în decembrie 2017, după care punem cheia și lacătul pe minerit.
La fel se va întâmpla și la Gorj dacă rămân tehnocrații. Noi garantăm prin Victor Ponta... E o acuzație care nu putem să o dovedim, că se va întâmpla asta. Nu, este o declarație care este publică și pe care a făcut-o... A spus-o că se va întâmpla și în Gorj? A spus-o, nu, dar ne așteptăm să se întâmple și în Gorj. Așa cum a spus-o în Valea Jiului, este posibil să o spună și în Gorj, mai că n-a avut tupeul și curajul să vină acum în alegeri, în campanie. Dar noi, încă o dată, garantăm că prin Victor Ponta și prin colegii noștri parlamentari, care vor fi în Camera Deputaților și în Senat, vom milita și vom garanta faptul că CEU nu se va închide și faptul că aceste cariere de pe raza județului Gorj nu se vor închide. Asta vreau de altfel să întreb. Care sunt proiectele pentru viitor ale PSD Gorj pentru Gorj? Noi avem o serie de... CEU este unul dintre obiective. Și cel mai important. Și sunt o serie de obiective pe care și le-au structurat colegii mei. Avem proiecte și pe învățământ, avem proiecte și pe sănătate, avem proiecte și pe minerit, așa cum am spus, avem proiecte și pe agricultură. Avem proiecte clare la nivelul județului Gorj, dar avem proiecte clare și la nivel de țară. Și vorbeam de agricultură, noi garantăm că dacă intrăm la guvernare, cei care, fermierii, nu vor mai plăti impozit pentru utilajele agricole. Nu vor mai plăti impozit, deci zero impozit, pentru terenurile agricole lucrate. Ceea ce este foarte important. Mai garantăm de asemenea că vom reface, nu că vom încerca, vom reface sistemele de irigație de pe, din România și din județul Gorj. Și avem exemplu Bălești. Acolo știm că pe vremea, sau până în 89, exista un sistem de irigare foarte bine pus la punct și funcțional. Acesta nu mai este funcțional în momentul de față și vrem să fie funcțional pentru a ajuta agricultorii din Bălești. Dar nu numai în Bălești, sunt și alte comune din Gorj care pot beneficia de sisteme de irigare. Ale cui vor fi aceste sisteme? Vor fi ale statului? Ale statului, da? Sigur, vor fi ale statului și mai mult decât atât și fermierii vor putea accesa. Exact, cum sunt drumuri, cum sunt canalizare. Exact. Trebuie și o infrastructură în agricultură, corect, foarte bine ați punctat. Și mai mult decât atât, dacă vom intra la guvernare, vom garanta credite sau guvernul va garanta sau statul va garanta credite. Deci credite garantate de stat pentru cei care vor să, pentru fermieri, da? Pentru agricultori, care vor să-și dezvolte activitatea în agricultură. Da, planurile sunt de bun augur dacă se vor întâmpla și știți dacă cum este, veți intra la guvernare. Știți cum este? Nu poți, indiferent cât am fost de blamați în această campanie, noi am încercat să ducem o campanie pozitivă și nu numai că am încercat, am și dus o campanie pozitivă. Nu ne-ați auzit blamând pe X sau pe Y. Am răspuns într-adevăr atacurilor prin comunicatele de presă și prin comunicatorii pe care am avut, dar tot am venit cu proiecte. Asta a fost obiectivul nostru și asta vor oamenii să audă. Vor să știe concret, mai ce face PSD-ul dacă ajunge la guvernare? Ei bine, asta facem. Și am încercat să ne promovăm proiectele. Nu vom răspunde niciodată la atacurile murdare care au și venit din partea adversarilor politici. Însă ne aflăm într-o campanie încă și, din păcate, fiecare știe să-și ducă o campanie așa cum știe. Noi încercăm să ducem o campanie pozitivă și sperăm ca această campanie să fie apreciată. Și asta vreau să vă spun și închei. Nu poți să ignori niște lucruri, niște aspecte, niște situații care sunt vizibile cu ochiul liber. Nu poți să ignori investițiile care s-au realizat la nivelul județului Gorj. Și le spun pe cele mai recente. Nu poți să ignori stadionul. Nu poți să ignori sala sporturilor. Nu poți să ignori faptul că sediul complexului Oltenia este în Târgu Jiu, da? Știind faptul că tehnocrații au vrut să-l mute la București. Nu poți să ignori rocada municipiului Târgu Jiu. Nu poți să ignori centura municipiului Târgu Jiu, care este în execuție. Nu poți să ignori cele aproape 70 de microbuze școlare care au fost aduse în județul Gorj. Nu poți de asemenea să ignori nici măcar grădinița de pe Narciselor, care a fost construită
tot în perioada guvernului Ponta. Sunt foarte multe, nu poți să ignori banii care au ajuns în Gorj pentru reabilitarea și construcția școlilor din județul Gorj. Sunt foarte multe aspecte, nu poți să ignori faptul că guvernul Ponta a plătit acele ordonanțe judecătorești obținute de către profesori după ce li s-au luat din salariile profesorilor. Sunt multe, multe lucruri care, indiferent de cât de blamate am fi, nu pot fi ignorate. Într-adevăr. Emisiunea este la final. Deja? Da. Așa că o să vă urez succes în alegeri. Mulțumesc foarte mult și dați-mi voie să mă uit în ochii telespectatorilor și să, în primul rând, să îi rugăm să iasă la vot, pentru că este dreptul fiecăruia dintre noi să iasă la vot pe 11. Și mai mult decât atât, să voteze cei trei trandafiri, să voteze prima poziție pe buletinul de vot, pentru că am avut realizări și pentru că știm să creștem România, am dovedit-o și vrem în continuare să creștem România. Mulțumesc! Mulțumesc, Anca Bordușanu, pentru prezența în studio. Candidat la Senat din partea PSD Gorj, Anca Bordușanu, este succes. Iar eu, dragi telespectatori, mă uit în ochii dumneavoastră și vă spun, votați pe cine vreți, dar mergeți la vot. Haideți să hotărâm soarta României. PSD are o viziune și un program economic clar pentru România. PSD a demonstrat că știe să crească România, a dovedit-o la fiecare guvernare, garantând eficiență, stabilitate și creștere economică. Doar împreună vom reuși. Vino pe 11 decembrie și îndrăznește să crezi că împreună vom continua să clădim o Românie puternică. Noi am demonstrat că se poate. Votați PSD!